Proverbele, capitolul 6. Fiule, dacă te-ai pus chezaș pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul, dacă ești legat prin făgăduința gurii tale, dacă ești prins de cuvintele gurii tale, fă totuși lucrul acesta, fiule, desleagă-te, căci ai căzut în mâna aproapelui tău. De aceea, du-te, aruncă-te cu fața la pământ și stăruiește de el. Nu da somn ochilor tăi, nici ațipire ploapelor tale. Scapă din mâna lui, cum scapă căprioara din mâna vânătorului și ca pasărea din mâna păsărarului. Du-te la furnică, leneșule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân. Totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în tot timpul săcerișului. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi. Și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură, clipește din ochi, dă din picior și face semne cu degetele. Răutatea este în inima lui, urzește lucrurile rele într-una și stârnește certuri. De aceea, nimicirea îi va veni pe neașteptate, va fi zdrobit deodată și fără leac. 6 lucruri răște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățăturile mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le de gât. Ele te vor însoți în mersul tău și te vor păzi în pat și îți vor vorbi la deșteptare. Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine. Nu pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademenit de ploapele ei, căci pentru o femeie curvă omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine. Și femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump. Poate cineva să ia foc în sân, fără să îi se aprindă hainele? Sau poate merge cineva pe cărbina aprins, fără să-și ardă picioarele? Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproapelui său. Oricine se atinge de ea, nu va rămâne nepedepsit. Hoțul nu este urgisit când fură ca să-și potolească foamea, căci este foame, dar dacă este prins, trebuie să dea înapoi înșeptit, să dea chiar tot ce are în casă. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte, singur își pierde viața cine face așa. Nu va avea decât rană și rușine și ocara nu-i se va șterge, căci gelozia înfurie pe un bărbat și n-are milă în ziua răzbunării, nu se uită la niciun preț de răscumpărare și nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar. Psalmul 26. Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăție și mă încred în Domnul fără șovăire. Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trecem prin cuptorul de foc rărunchii și inima, căci bunătatea ta este înaintea ochilor mei și umblu în adevărul tău. Nu șed împreună cu oamenii mincinoși și nu merg împreună cu oamenii vicleni. Urăsc adunarea celor ce fac răul și nu stau împreună cu cei răi. Îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjur altarul tău, Doamne, ca să izbucnesc în mulțumiri și să istorisesc toate minunile tale. Doamne, eu iubesc locașul casei tale și locul în care locuiește slava ta. Nu-mi lua sufletul împreună cu păcătoșii, nici viața cu oamenii care varsă sânge, ale căror mâini sunt nelegiuite și a căror dreaptă este plină de mită. Eu umblu în neprihănire, izbăvește-mă și ai milă de mine,
Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă. Voi binecuvânta pe Domnul în adunări. Psalmul 27. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Chiar o oștire de-ar tăbări împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Un lucru cer de la Domnul și-l doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se și înalță capul peste vrăjmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în cortul Lui, în sunetul trâmbiței, voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem, ai milă de mine și ascultă-mă. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea. Și fața ta, Doamne, o caut, nu mi-ascunde fața ta, nu îndepărta cu mânie pe robul tău. Tu ești ajutorul meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele, căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Învață-mă, Doamne, calea ta și povățuiește-mă pe cărarea cea dreaptă din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei, căci împotriva mea se ridică niște martori mincinoși și niște oameni care nu suflă decât asuprire. Oh, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii! Nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Psalmul 28. Doamne, către Tine strig, stânca mea, nu rămâne surd la glasul meu, ca nu cumva, dacă te vei depărta fără să-mi răspunzi, să ajung ca cei ce se pogoară în groapă. Ascultă glasul rugăciunilor mele când strig către Tine și când îmi ridic mâinile spre locașul Tău cel sfânt. Nu mă lua de pe pământ împreună cu cei răi și cu oamenii nelegiuiți care vorbesc de pace aproapelui lor și când colo au răutate în inimă. Răsplătește-le după lucrările lor și după răutatea faptelor lor, răsplătește-le după lucrarea mâinilor lor. Dă-le plata care li se cuvine, căci ei nu iau aminte la lucrările Domnului, la lucrarea mâinilor Lui. Să-i doboare și să nu-i mai scoale. Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu, în El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele. Domnul este tăria poporului Său, El este stânca izbăvitoare a unsului Său. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Fii pastorul și sprijinitorul lor în veci. Psalmul 29. Fiii lui Dumnezeu, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Glasul Domnului răsună pe ape, Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul. Domnul este pe ape mari. Glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreț. Glasul Domnului sfarmă cedrii, Domnul sfarmă cedrii Libanului, îi face să sară ca niște viței, Libanul și Sirionul sar ca niște pui de bivoli. Glasul Domnului face să țâșnească flăcări de foc, glasul Domnului face să se cutremure pustia, Domnul face să tremure pustia Cades, glasul Domnului face pe cerboaice să nască. El despaie pădurile, în locașul Lui tot strigă, slavă! Domnul stătea pe scaunul Lui de domnie când cu potopul și Domnul împărăsește în veci pe scaunul Lui de domnie. Domnul dă tărie poporului Său,
Domnul binecuvintează pe poporul său cu pace. Psalmul 30. Te înalți, Doamne, căci m-ai ridicat și n-ai lăsat pe vrăjmașii mei să se bucure de mine. Doamne, Dumnezeule, eu am strigat către Tine și Tu m-ai vindecat. Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din locuința morților. Tu m-ai adus la viață din mijlocul celor ce se pogoară în groapă. Cântați Domnului voi cei iubiți de El, măriți prin laudele voastre numele Lui cel Sfânt, căci mânia Lui ține numai o clipă, dar îndurarea Lui ține toată viața, seara vine plânsul, iar dimineața veselia. Când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Doamne, prin bunăvoința Ta mă așezasei pe un munte tare, dar Ți-ai ascuns fața și m-am turburat. Doamne, eu am strigat către Tine și m-am rugat Domnului zicând, ce vei câștiga dacă îmi vergi sângele și mă pogori în groapă? Poate să te laude țărâna? Poate ea să vestească credincioșia ta? Ascultă, Doamne, ai milă de mine! Doamne, ajută-mă! Și mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie, pentru ca inima mea să-ți cânte și să nu stea mută. Doamne Dumnezeule, eu pururea Te voi lăuda!